La penitenciarul din Giurgiu este nevoie acută de personal, sublinia săptămâna trecută unul din componenții compartimentului resurse umane, sectorul operativ fiind cel mai afectat în acest sens. Pentru că este vorba de suplimentarea personalului, se au în vedere și compartimentele medical și de reintegrare socială, alte trei posturi de asistență medical și două de psiholog, fiind libere pentru cei care își doresc să lucreze aici și au început să-și depună cererile de participare la concurs. În total sunt vacante 33 de posturi care vor diminua o cum din deficitul de personal existent. Deficitul din din penitenciarul Giurgiu este unul alarmant. Conduce la concedii neacordate și conduce la un număr de ore suplimentare lucrate de personalul unității. Candidații pentru ocuparea posturilor vacante la penitenciar trebuie să depună la început cererea de participare la concurs până pe 12 aprilie ora 15, după această dată, susținând testarea psihologică eliminatorie. Odată trecut testul psihologic, candidatul primește formularul de fișă medicală pentru completarea căreia are la dispoziție șapte zile lucrătoare. Celelalte etape ale concursului presupun interviu, probă sportivă eliminatorie de asemenea, apoi valoarea cunoștințelor de lucru la calculator și proba scrisă. Câteva noutăți legate de desfășurarea concursului au fost aduse la cunoștință de aceeași persoană din cadrul Biroului de Resurse Umane al Penitenciarului. Nu mai există o limită de vârstă, iar ca noutate este faptul că cei care își doresc un post la penitenciarul Giurgiu și vor fi declarați admis, trebuie să aibă cunoștință încă de la bun început despre faptul că urmează să semneze o declarație, cum că pentru un termen de minim 5 ani de zile vor lucra în penitenciarul Giurgiu. Cei dispuși să afle date suplimentare cu privire la examen pot afla direct de la penitenciarul Giurgiu.